O importantă investiție din municipiul Buzău, canalul Iazul Morilor, blochează pentru moment proiectul Casa Grădinarului din Parcul Marghiloman. Canalul, care trebuie desfundat, ar trebui să alimenteze un bazin cu apă necesar pentru irigarea Serei Victoriene și a parcelelor din jurul Casei Grădinarului. Avem o altă problemă cu o conductă, tocmai aminteam de ea, de la Iazul Morilor, da. Conducta de mie trece chiar prin zona pe acolo. E o zonă care e o bucată, de fapt, tot ce înseamnă ăștia 5,4 km, cred că 90% sunt depuneri de pământ, de nămol în timp. A, și de aia se tot înfundă. Nu s-a curățat niciodată. Primăria Buzău a fost nevoită să contacteze o firmă care ar trebui să se ocupe de decolmatarea canalului Iazul Morilor din zona parcului Marghiloman. Cum a fost contactată o firmă specializată, cred că după la Bacău, care vor veni și vor desfunda cel puțin pe câteva sute de metri să putem lucra acolo, pentru că sunt permanent inundații atunci când s-au și infiltrații. Conducta a fost proastă, am înlocuit conducta, dar totuși este blocaj din cauza acestei colmatări. În trecut, o simplă locuință pentru grădinarii care se ocupau de domeniul lui Alexandru Marghiloman, acum o ruină, Casa Grădinarului va ajunge un centru educațional la care să aibă acces elevii buzoieni în timpul programului Școala Altfel. Centrul educativ va cuprinde și o seră în stil victorian, asemenea celor din Marea Britanie. Sera va deservi activități de plantare sau de creștere a plantelor și a răsadurilor pe toată durata anului calendaristic. Costul investiției pentru reabilitarea clădirii și amenajarea serei ar fi de peste 730.000 de euro.